Stejarul secular din Cașvana privește spre noi de la o înălțime de 23 de metri și are o circumferință de 11 metri, în punctul cel mai jos al copacului. Specialiștii spun că este cel mai bătrân stejar din sud-estul Europei, iar testarea vârstei stejarului cu datare radiocarbon a dus la concluzia care avea în jur de 800-900 de ani. Se poate afirma că acest arbore multisecular datează aproximativ din secolul XII, mai exact din perioada anilor 1125-1275, se arată în studiul realizat de profesorul universitar dr. Adrian Pătruț. Stejarul era venerat de localnici și de asta nici nu a încercat nimeni să-l taie. Este un reper pentru localitate. În 1942, Academia Română a declarat stejarul din Cașvana monument al naturii, fiind la data respectivă cel mai mare stejar din sud-estul Europei și al 13-lea din stejarii bătrâni de pe întreg continentul. Stejarul locuiește în orașul Cașvana, din județul Suceava, cu o populație de 6.901 locuitori, a căror principală ocupație este agricultura. Orașul este cunoscut în special pentru stejarul multisecular, despre care legenda spune că la umbra sa au poposit însuși domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare și oștenii săi, probabil în anul 1476. Prima atestare documentară a locului datează de la 3 iulie 1575, când domnul moldovei Petru Șchiopul hotărăște împărțirea moșiilor fostului portar al Sucevei, prilej cu care Cașvana și satul vecin Rincești, astăzi Cătunul Codru, revenea uneia din cele 6 fete ale sale, Marica Călugărița, la bătrânețe.